Două spitale ieșene așteaptă investiții pentru modernizare. Consiliul Județean Iași a depus deja două proiecte la Compania Națională de Investiții pentru obținerea fondurilor în vederea modernizării a două spitale. Sunt vizate secția Pașcanu din cadrul Spitalului de Pneumofiziologie și pavilionul administrativ al Spitalului Elena Doamna. În cadrul primului proiect se dorește renovarea saloanelor și a imobilului construit în urmă cu 160 de ani. Investiția se ridică la 6 milioane de euro. La Elena Doamna se urmărește îmbunătățirea condițiilor pentru diagnosticarea și tratarea endometriozei, o afecțiune întâlnită la 10% din populația feminină. Pentru modernizări sunt necesare 1,3 milioane de euro.